Am văzut mai devreme la Capricci cum întreba doamna Gabriela pe Diana și Dani de ce nu au intervenit atunci când au văzut că au apărut acele jigniri și Andreea spunea că li s-a părut că râdeau atunci. Cei doi au spus că la început a fost amuzant, dar după când a început să se exagereze s-a făcut serioasă treaba și nu mai era deloc amuzant și că nu au vrut să intervină, că fiecare și-a văzut de cuplul lui pentru a nu intra în discuții ulterioare. Iar atunci doamna Loredana a spus că după intervenția dumneiei din live-ul de la 2, când a spus că nu i s-a părut nici dumneiei ok cum au procedat cei doi, Hatice și Mihai, Hatice nu mai vorbește deloc cu doamna Loredana. Din prietene bune se pare că vor deveni, între ghilimele, dușmane. Eu din asta înțeleg că cine nu e cu mine împotriva mea, pe principiul acesta ar merge Hatice. Și dacă este așa cum spune doamna Loredana, pe de o parte mă așteptam, pentru că am văzut de-a lungul sezoanelor că o prietenie care începe la începutul sezonului foarte rar și aproape deloc să se termine la fel.